Sala Unirii, construită în curtea interioară a Palatului Administrativ din centrul municipiului Suceava, a fost inaugurată joi de Hramul municipiului Suceava. Sala a găzduit ceremonia de semnare a înțelegerilor de colaborare între județul Suceava și municipiul Chișinău și raioanele Ștefan Vodă, Sângerei și Rășcani din Republica Moldova. Eu vă îndemn să abordăm pragmatic, curaj, să dăm drumul la niște grupuri de lucru astăzi și să stabilim niște termene, să vedem ce programe putem accesa împreună, ce acțiuni putem face împreună care să creeze avantaje pentru comunitățile pe care le reprezentăm. Deci acum lansez invitația dumneavoastră, dragi parteneri, prieteni și frați, ca pe 15 august să veniți la Dubna, când sărbătorim 150 de ani de la Marea Sărbare a Dubna. Va fi un eveniment deosebit organizat de Mănăstirea Dubna, Episcopia Sucevei, unde Consiliul Județean Suceava este implicat cu toată forța pentru a marca acest moment și vă așteptăm să ne vizuați la Dubna pe 15 august. Cred că noi, în acest lucru, o să discutăm mai multe chestiuni legate de pelerinajele către Dubna pe care vrem să le organizăm și ne-am dorit și în Republica Moldova să vină în pelerinaj grupuri și cred că putem să debutăm frumos în felul acesta. Ne punem speranțe foarte mari în partea practică a acestor aranjamente, a acestui acord. Eu sunt sigur, exact ca și dumneavoastră, că există un potențial foarte mare pe care putem și trebuie să valorificăm de la partea culturală, partea legată de educație, mediu, urbanism, turism, multe, multe alte lucruri pe care le-am discutat ieri seara, pe care continuăm să le discutăm acum. Așa cum am convenit cu dumneavoastră, suntem gata în cel mai scurt timp, dacă ne veniți să venim cu un grup de lucru la Suceava, aici, ca să putem continua după atâta practică de proiecte despre care am discutat și cu domnul vicepreședinte și cu colegii dumneavoastră, începând de la Muzeul Grigore Chieră, centrul de plasament pentru copii în situații de dificultate, dezvoltarea de comun a platformelor de învățare de la distanță, cu sarcini interactive, cu simularea examenilor de bacalaureat, de promovare, cu centrul de educație pentru adulți. Sunt câteva proiecte concrete pe care le-am discutat în această scurtă perioadă ieri și astăzi. Evident că ne-am dorit să arătăm o foaie de parcurs cu plan de acțiuni pe care le-au putea în aplicare. La eveniment au participat reprezentanții ai primăriei Suceava, Spitalului Județean, Universității Ștefan cel Mare și ai altor instituții publice din județ.